Să mergem însă mai întâi la Caracal, orașul care a bulversat România prin cele două tragedii. Acolo este colega mea, Mihaela Bârzilă. Mihaela, vin la tine și te întreb care este starea de spirit, cum îi vezi pe acești locuitori, dacă au vreo speranță că viitorul președinte va schimba ceva. Bună dimineața, Nadina, bună dimineața tuturor! Trebuie să spun că suntem aici de vreo două ore și toți oamenii cu care am stat de vorbă sunt oameni pașnici. Mi-au spus clar că Caracalul nu este dincă. Orașul nostru este un orășel liniștit, e frumos, mi-au și indicat câteva locuri pe care ar trebui să le vizităm. Desigur, oamenii nu au uitat tragedia petrecută în această vară. Sunt 3 luni și jumătate de când a fost răpită Alexandra, de la apelurile acelea disperate la 112. Chiar aici este liceul la care învăța fata de 15 ani, Alexandra Măceșanu. Locul ei în bancă a rămas liber. Ar putea veni și părinții ei să voteze aici în mod simbolic în scurt timp, împreună cu unul dintre candidații de la alegerile de astăzi. A votat în urmă cu puțin timp o fată tânără, frumoasă și optimistă, care a învățat aici la liceul Alexandrei, nu o cunoștea și este studentă la Academia de Poliție. Vrea să facă polițistă, zice că are nevoie Caracalul de polițiști. Să știți că am stat de vorbă și cu primarul și am aflat că acest oraș nu are poliție locală. De asemenea, am mai aflat faptul că sistemul de supraveghere, camerele care ar trebui instalate prin oraș pentru siguranța cetățeanului, așa cum auzim peste tot, stau într-un depozit din luna aprilie, deși sunt cumpărate, atenție, din decembrie anul trecut. Nici măcar după ce s-a întâmplat toată nenorocirea cu Gheorghe Dincă, cu răpirea și cu presupusele crime din Casa Groazei, aceste camere încă nu au fost montate. Iată, se face aproape un an de când orașul Caracal are 47 de camere de supraveghere performante, care pot vedea fața omului care comite o infracțiune, care pot surprinde foarte clar numărul mașinii. Poate ar fi putut să surprindă și mai clar ce s-a întâmplat în mașină cu Alexandra în spatele liceului aici. Rămânem la liceul Mihai Viteazu și vă arătăm și alte locuri din Caracal. A venit un domn și în cârje, să știți, să voteze mai devreme. A spus că vrea să voteze pentru ca românii din străinătate să se întoarcă acasă. Mulțumesc foarte mult, Mihaela. Haideți